Dar mă bucur foarte mult să fiu pe scenă tot timpul. Fac scenă de 12 ani și întotdeauna zic vorba asta, bună seara, eu sunt Serghii și mă bucur să fiu alături de voi. De când mă știu, ceea ce în tot timpul e adevărat, acum da. Aseară la Cluj, deloc, aici, nu, chiar mai tot timpul bucuros, pentru că făceam mult și înainte, și înainte de pandemie făceam foarte multe show-uri și era obositoare, eram bună seara, eu sunt Serghii și mă bucur să fiu alături de voi, dar în gândul meu eram, vreau acasă, s-a obosit, n-am chef, lasă-mă pace. Nu apreciam din toată inima ce mișto e să urci pe scenă, să spui glumii și oamenii să râdă. După care a venit pandemia și n-am mai făcut show-uri deloc, am făcut 4 show-uri într-un an sau ceva genul ăsta. Bă, băiatule, și atunci când urcam pe scenă, nu doar că apreciam din toată inima. Eram bună seara, sunt Serghii și mă bucur să văd, plângeam o jumătate de oră, după aceea am glumit. Și acum mă gândesc cu toată instabilitatea asta politică și războaie și toate, cred că o să încep fiecare spectacol cu bună seara, eu sunt Serghii și mă bucur să fiu. Nu se știe niciodată. Asta e bine să apreciez, că dacă stai să te gândești, ăștia ultimii 4 ani au fost foarte ciudați. Nici nu știi de unde s-o apuci să-mi bat picioarele, că acum 4 ani jumate toată lumea era shiny, tiny, bucuroasă. Acum 4 ani a venit pandemia și ne-am căcat toți pe noi. Efectiv, a devenit toată planeta religioasă. Am început toți să ne rugăm, de Doamne, să nu murim cu toți. După ce ne-am dat seama că nu o să murim cu toți, o să moară doar bătrâni și bolnavi, de aia de impula mea nu contează. Am început toți să ne rugăm, dă Doamne să fac un vaccin ca să mă întorc la viața mea normală. După ce s-a făcut vaccin, am început toți să ne rugăm, dă Doamne să nu mă vaccineze, că ăștia vor să mă omoare. Cred că era și Doamne, Doamne, voi sunteți handicapați, nu? Bipolar, nu? V-am făcut proști pe toți, nu știu ce. Se uita în listă, bă, ăștia stâmpiți, ce dracu cerut? N-am auzit eu bine. Sunteți vaccinați? Și îmi place ce urmează. Hai să facem așa, vă rog, prin aplauz. Hai să aplaudi oamenii vaccinați. Și acum cei nevaccinați. Îmi place că când aplaudă ăștia nevaccinați, tot timpul vor să demonstreze că încă au vlagă. Mâinii prin sus. Două săptămâni mai aveți, am zis, cadă. Maxim 3. E bine că ați prins show-ul ăsta, cu următorul nu mai prins. Îmi place că eu sunt vaccinat și am prieteni nevaccinați și ei știu despre mine că eu urmează să mor. Și eu știu despre ei că ei urmează să moară. Și tot timpul când ne întâlnim, ne uităm ca proști un altul. N-ați murit? Nici tu? Ah, ok. Hai că ne mai vedem, nu? Bă, îmi place să pun întrebarea asta, că știu când era capacitatea foarte redusă la oameni, la asta. Erau 30% din oameni vaccinați și îi întrebam, sunteți vaccinați? Era clar că nu erau toți din sală vaccinați, dar n-aveau voie altfel și erau toți vaccinați. Au făcut români la românești. Sunteți vaccinați? Da, suntem! Eram în mall, dau QR-ul la scanat, intru după mine, era un mare bărbos la vreo 40 de ani, așa dita mai ursul, dă și ala QR-ul la scanat, se uită paznicul, Mirela, 86 de ani. Intrați, e ok. El avea vaccin, dar avea o problemă cu softul, asta era. Softul tot în el, de regulă asta. Mă, și era extraordinar, toți experții se scărpinau în cap. Bă, nu știm de ce nu vor să vaccineze românii. Bă, știu eu, că sunt românii în pula mea de aia. Suntem și-o leacă nebuni, că a venit Pfizer și a spus, lucrăm la o secvență ARN, în 3 luni de zile avem vaccin. Și toți românii au fost, Doamne ajută. După care a venit Uniunea Europeană și a spus, și pentru români o să fie gratis. Și toți românii au fost, dar ce a spus în el? Vrei să ne omorâți, nu? Asta, noi suntem cobaii voștri, acum e clar, gata. No, voi faceți experimente pe noi. Asta e totul bine și frumos, până la România da ceva gratis. Când i-a dat moca, să activează conspirația. A, ăștia vor să mă omoare, să mi iei banii. Dar tu n-ai bani, nu contează. A, știu ei că am 1 milion sub masă. Într-un fel are și logică că dacă eu vin la tine și zic, fii atent, boss, am o pereche de blugi în port bagajul mașinii pentru tine. Dacă poate-ți palac, poate așa, ți-i dau ție cu 3 milioane, te gândești, bă, poate îmi trebuie, poate nu, poate chiar ți-i cumpăr. Dar dacă îți spun aceeași chestie, am o pereche de blugi în port bagajul mașinii, ți-i dau gratis, primul gând din capul tău o să fie, da, ce-i pula mea, să-mi locul tău? Așa au fost și cu vaccinul. Dacă vrei ca românii să vaccineze, era simplu, trebuia să pui 10 milioane doza și să spui, bă, să scumpești de mâine. Vă amintiți, bă, când se scumpea benzina de mâine? Cum am luat-o razna toți? Dacă era și cu vaccinul, acum aveam toți Pfizer la damigeană.
Orice român avea două damigene de Pfizer și una de AstraZeneca pentru neamurile la țară. În pula mea, că îi dăm căcată. Vă amintiți, mă, de la care au băgat benzină în tomberon? Cum o râs tot internetul. Doamne, cât e de prost! Dar în același timp, dacă vă gândiți sincer, orice român din țara asta are cel puțin o cunoștință care ar face treaba asta. Gândiți-vă la grupul vostru din 20 de oameni, cel puțin unul ar fi la modul, dar ce are, mă? Să nu fii spart! În risc, să umpli, nu-i problemă. Dacă în grupul vostru din 20 de oameni nu există unul care să facă treaba asta, ghiși ce? Voi sunteți ăla. Dar să revenim la vaccin. Bă, noi nu ne-am vaccinat pentru că noi românii avem în ADN-ul nostru o treabă din structura noastră. Noi trebuie să punem orice regulă și orice normă sub semnul întrebării. Noi suntem poporul care facem foarte clar diferența între trebuie și chiar trebuie. Dacă trebuie, mă descurc. Dacă chiar trebuie, nasol. Am fost la mecanic și mi-a zis, vezi că trebuie să schimb brațele și bucșele pe față. Și am zis, trebuie sau chiar trebuie? Și a zis, trebuie. Și am zis, vin peste o lună. Și l-am sunat două săptămâni mai târziu când mi-a zburat roata în șanț și a zis, e, acu chiar trebuie. Da. Așa suntem noi ca popor. Suntem poporul ăsta nebun care mergem la magazin și întrebăm, aveți pâine? Nu, deloc. Nu, deloc, deloc. Nu, deloc, deloc. Bă, până nu zici de 6 ori deloc. Parcă nu te simți tu bine în interior. Parcă, băi, sigur, n-am întrebat cum trebuie? Că după aia și încep să negociez. Hai, mă, nici franzelă. Nici feliată n-ai. Nici lipie. Dai tăti opțiunile, că poate el proș, nu înțelegi ce vrei să spui. Așa au fost și cu vaccinul. Trebuie să ne vaccinăm, da, de tot. Da, de tot, de tot. De tot m-am mai vaccinat odată. Credeți-mă, dacă toți românii, dacă vaccinul era contra cost, toți ne vaccinam. Și aia care n-aveau bani făceau rost. Schimbau euro. Ați observat că există treaba asta, ta, așa, cea mai sfântă chestie la români e schimbatul de bani. Băi, deci dacă n-am auzit atâtea ori, bă, nu mai am niciun bani la capătul puterilor, nu mai am niciun euro, nu știu ce o să fac. Păi, ce faci? Schimb 100 de euro. Bă, de atâtea ori am auzit căcatul ăsta, Doamne. Cred că avem un zăcământ, nu știu, în orice casă din țara asta, oricât ar fi de vai de mama, ai bândul apă la bun cu prosoapii. Și știți că toți aveți. Bă, dacă ești sărac, ai doar la fund, chiaburi iau între fiecare rând de prosoape. Dar trebuie să ai niște euro, doar ești român, ce dracu, nu? Nu ești ungur, nu? Bă, iau chiurtoș, nu știu, pula aia, nu știu. Nu mă pricep.